totuși nu-i suficient. Era o muncă destul de intensă și de solicitantă, pentru că randamentul ei era destul de mic. Diametru mic, cantitatea de cereale care se obținea era foarte mică și de multe ori, dacă granulația obținută nu era cea dorită, tot ce cădea în lădiță sau în troacă era reintrodusă și remăcinată. Era introdusă la rușniță. Da? Se vede, parțial a prins, a zdrobit. Deci avem încă de dată aici. Avem foarte, foarte mult de insistat. Așa, scoatem din interior. Aici am pus un dopușor ca să nu se piardă, surplusul de boabe. Da? Pun la loc și mai învârtim. Cine vrea? Perfect. Și un pic